să vă spun cu bucurie de altfel că proiectul care a fost demarat anul trecut împreună cu domnul doctor Timiș și în parteneriat cu Consiliul Județean prinde astăzi contur, dar înainte de asta aș vrea să vă spun că la această conferință de presă avem invitați pe domnul doctor Timiș, șeful secției de ginecologie a Spitalului Județean, doamna doctor Damian, șefa laboratorului Spitalului Județean și doamna laborantă Dionghi, care este parte a proiectului în derulare, de care tocmai urmează să vă spunem mai multe cuvinte. Da, am demarat anul trecut prin achiziția de aparatură specifică medicală pentru implementarea acestui proiect și a face funcțional cabinetul. Aparatură care s-a ridicat până în acest moment la valoare de 30.000 de euro, cu apreciere. Aparatură finanțată de către Consiliul Județean. Aici, prezent cu noi, domnul președinte, poate să ne și spună mai multe cuvinte despre asta. Astăzi suntem în situația în care dăm drumul la primul cabinet de reproducere umană asistată. Iată că am avut și două paciente, o pacientă de 23 de ani și una de, una de 30 de ani care au beneficiat de nou servici. Și aș vrea în continuare să rog pe domnul doctor Timi să ne spună câteva cuvinte vis-a-vis de ce presupune acest nou serviciu pe care Spitalul Județean îl oferă. Cu aceeași bucurie și dorință m-aș fi dat acest moment, ca și întreaga echipă, să venim cu acest serviciu nou de reproducere umană asistată, care practic face o legătură între partea, noi fiind două specialități, obstetrică sau ginecologie și obstetrică, între ginecologie, femeia care este negravidă, și obstetrică, femeia care este gravidă. Și această parte de legătură de a ajuta un cuplu să obțină o sarcină nu era posibil până la acest moment în spitalul nostru, în Spitalul Județean. Prin această tehnică de reproducere umană asistată ne axăm în prima fază pe inseminarea intrauterină, care este mai facilă, ca să zic așa. Sterilitatea este, sau infertilitatea este rezultatul mai multor boli care pot surveni la nivelul sistemului reproducător, ceea ce duce în final la imposibilitatea cuplului și a organismului de a își îndeplini una dintre funcțiile de bază, cea de reproducere. Vorbim aici, în momentul de față, de un procent de 15% aproximativ de cazurile de sterilitate. Ele sunt de cauză atât masculină cât și feminină, în procente egale, 50-50%. Foarte important de știut că venim în rândul cuplurilor și vom putea depăși aceste obstacole, în special de cauză masculină, pentru că inseminarea intrauterină presupune introducerea materialului biologic direct în cavitatea uterină, cu rezultate mult mai bune în a obține o sarcină. De asemenea, aș vrea să menționez că implementarea inseminării intrauterine ar reduce mai multe spitale, mai multe servicii, ar duce într-un final la scăderea solicitărilor cuplurilor pentru fertilizare in vitro și astfel ar duce la o economie, ceea ce privește sistemul medical pentru tratarea cazurilor de sterilitate. Fără ajutorul Consiliului Județean nu ar fi fost posibil acest lucru și mulțumesc, domnule președinte, pentru această susținere. Da, mulțumesc și pentru că tot acest demers sau, mă rog, toată această manoperă medicală pe care o desfășurăm de astăzi nu ar fi posibilă fără laborator. Am să rog pe doamna doctor Damian să ne spună și dânsa câteva cuvinte. Vă mulțumesc, domnule manager. Da, venim în sprijinul celor 15% de cupluri infertile din Maramureș, în special în prima etapă. Laboratorul se implică în pregătirea probelor, în optimizarea lor, citirea spermogramelor. Avem o echipă cu experiență în acest domeniu. Pot să vă spun că cele două cazuri de azi, până în momentul acesta, au decurs cu succes. Înțeleg că și ginecologia a reușit o inoculare potrivită, așa că sperăm să fie totul bine. Așteptăm pacienții, așteptăm cuplurile. Să vină. Noi suntem dispuși să-i ajutăm.
Personal există binevoitor care să dorească să se implice în asta. În toate proiectele noi pe care le dorim. Așa, așa e. Da. Domnul director medical, domnul dr. Bogdan Lucian, vă rog. În primul rând îmi cer scuze că am ajuns un pic mai târziu din motive absolut obiective legate de chestiuni medicale, nu organizatorice. Practic, prin această metodă de reproducere umană asistată pe care astăzi o inaugurăm în Spitalul Județean din Baia Mare, continuăm ceea ce v-am spus data trecută când ne-am întâlnit. Seria de activități medicale care cresc nivelul profesional și nivelul de asistență medicală al Spitalului Județean din Baia Mare. Suntem pe un trend ascendent în sensul că serviciile medicale pe care noi le oferim populației orașului, a județului Maramureș și a județelor din jur, practic sunt cât se poate de apropiate de un nivel normal de asistență medicală pentru anul 2024, cel în care ne aflăm. Evident, mai sunt lucruri de făcut, dar cred că prin ceea ce se întâmplă în Spitalul Județean în ultimele luni și în ultimii ani, practic dovedim că se poate, că există dorință și bunăvoință și că nu doar echipa de conducere ca și viziunea dezvoltării spitalului contribuie la această tendință, ci întreg personalul medical din Spitalul Județean. Practic, echipa noastră de medici, de asistenți, de personal auxiliar cu sprijinul sistemului administrativ, practic face ca lucrurile să meargă înainte. Evident, fără sprijinul autorităților n-am putea face absolut nimic, dar până la urmă Consiliul Județean este autoritatea județeană care guvernează activitatea spitalului, iar sprijinul lor se vede prin ceea ce se întâmplă în spital, inclusiv prin ceea ce s-a întâmplat astăzi. Eu, exact cum spunea doamna doctor, transmit pacientelor și pacienților să vină cu încredere în spitalul nostru pentru toate serviciile medicale, inclusiv pe cel de inseminare. Reproducerea umană asistată va continua și cu alte tehnici, acesta este doar începutul, și îi invit să vină cu încredere în spitalul nostru. Mulțumesc! Mulțumesc și pentru că, așa cum vă spuneam, este un proiect demarat în anul 2023, anul trecut, un proiect demarat împreună și în parteneriat cu Consiliul Județean. L-am invitat în această conferință de presă pe domnul președinte Nel Bogdan. Mulțumesc că a reușit să-și facă timp pentru noi, cum o face de fiecare dată, și aș vrea să vă rog să ne... Mulțumesc, domnule director Oros, domnule director Bogdan, domnule șef de secție Timiș, doamna doctor Damian. Eu vreau în primul rând să vă felicit pentru ceea ce faceți, pentru întreaga activitate pe care o derulați. Astăzi este o nouă premieră și spun o nouă premieră pentru că s-au înregistrat în acești ani multe premiere medicale în Spitalul Județean Constantin Oprici. Au fost premiere și în ceea ce privește chirurgia cardiacă și alte premiere care au dus și duc spitalul la un alt nivel. Ceea ce s-a întâmplat astăzi și motivul pentru care sunt la această conferință de presă este o premieră mai... nu neapărat atât de complexă din punct de vedere medical ca și alte premiere care au avut loc până în acest moment, însă e o premieră care va ajuta cuplurile din județul Maramureș să aibă copii, ceea ce eu cred că este extrem, extrem de important. Când mi-a spus domnul doctor Timiș că peste 17% din cuplurile din România și pe un trend ascendent, din păcate, sunt infertile, am zis, nu se poate așa ceva, adică practic ne apropiem de 20% în condițiile în care acum câțiva ani era doar 10% gradul de infertilitate. Asta este un semnal de alarmă și cred că toate spitalele de stat
trebuie să vină cu programe în acest sens. Trebuie spus că, practic, de astăzi s-a început programul acesta de inseminare artificială, practic despre asta vorbim, în Spitalul Județean Maramureș, toate cuplurile care doresc și pot să participe în acest program sunt invitați să o facă, să se programeze și vor fi luate fără doar și poate și prioritizate. Cred că acest pas este unul extrem de important și următorul pas pe care îl vom anunța în această conferință este fertilizarea in vitro, care necesită încă câteva dotări suplimentare. Nu este vorba, să știți, neapărat de 30.000, 50.000, 100.000 de euro. Nu despre asta este vorba. Nu este vorba numai despre bani. E vorba de rezultatul pe care noi putem să-l obținem, pentru că investiția am făcut și facem în continuare în Spitalul Județean și lucrul acesta se vede. De la UPU, la ambulatoriu și celelalte dotări pe care le achiziționăm, investiții pe care le-am finalizat, investiții pe care le vom derula în următoarea perioadă. Dar nu este vorba numai despre asta. Este vorba și despre resurse umane. Mai avem nevoie de resurse umane suplimentare și aici vom modifica, am stabilit cu domnul manager Oros și cu domnul Timiș că vom modifica din nou structura Spitalului Județean în următoarele ședințe, în următoarea ședință ale Consiliului Județean Maramureș, astfel încât să putem înființa și suplimenta serviciile medicale și cu fertilizare in vitro. Acesta este primul pas, și anume inseminarea artificială, care deja, cum spunea doamna doctor Damian, deja s-a realizat astăzi pentru primele două cazuri cu succes și sper pe viitor să fie cât mai multe cazuri care să fie înregistrate cu succes. Însă pentru cei care nu reușesc prin inseminarea artificială, următorul pas este inseminarea, fertilizarea in vitro, care sunt convins că până la finele acestui an va putea fi operaționalizată în Spitalul Județean Maramureș. Îmi doresc să venim cu cât mai multe servicii pentru dezvoltarea Spitalului Județean și ajutorul pe care putem să-l dăm familiilor tinere care doresc să aibă copii. Este un lucru extrem de important. Natalitatea este extrem de importantă. Chiar dacă în județul Maramureș suntem pe un nivel de stagnare la acest moment, și anume nu suntem pe un trend descendent în ceea ce privește natalitatea, dar nici pe un trend ascendent, deci suntem într-o perioadă de platou după mulți, mulți ani de scăderea natalității. Asta nu înseamnă că nu trebuie să facem nimic, ci dimpotrivă. Trebuie să sprijinim, pentru că, așa cum am spus la început, gradul de infertilitate a cuplurilor este, din păcate, foarte, foarte ridicat și trendul este unul ascendent. De aceea trebuie să venim cu tehnologii noi, cu resurse umane de cea mai bună calitate și Spitalul Județean Maramureș are, dar vom aduce în continuare și vom încerca să aducem personal cât mai bine calificat și care să poată răspunde tuturor provocărilor viitorului. Încă o dată felicitări tuturor celor implicați în acest proiect. Vă încurajez să mergeți înainte, aveți sprijinul Consiliului Județean Maramureș necondiționat în ceea ce privește acest program și nu numai. Și sper ca pe viitor să înregistrăm cât mai multe premiere aici în Spitalul Județean Maramureș, astfel încât să acoperim nevoile cetățenilor din județul Maramureș și nevoile cetățenilor din județele limitrofe Maramureșului. Succes în continuare și încă o dată vă mulțumesc în numele Consiliului Județean Maramureș și a tuturor celor care vor accesa aceste servicii de sănătate. Și noi mulțumim. Mulțumim și pentru încredere și pentru parteneriatul bun pe care instituțional de altfel îl avem.
E important să funcționăm în echipă, așa cum la nivelul spitalului, iată că diversele echipe din diversele ramuri medicale au dat mâna și au reușit să ridice standardele de calitate a spitalului, așa și instituțional vom merge mai departe pentru că o putem face și o facem cu succes. Mulțumesc, vă rog, dacă sunt chestiuni pe care vreți să le discutăm. Adică, este un serviciu medical la cerere sau se decontează? Este un da, e o discuție aici pentru că în timpul în care în România putem zice că natalitatea crește, scade, pardon, nu avem acest serviciu listat în lista de servicii decontate de către casă. Va fi un serviciu la cerere, însă ceea ce am putut noi face în sprijinul cuplurilor, familiilor până la urmă sau viitoarelor familii a fost să partea de analize medicale să o putem codifica de așa natură încât să o putem suporta și deconta în cadrul spitalizărilor de zi. Am gândit și analizat de altfel, fiind un serviciu la cerere, am fixat o taxă în, oricum sub nivelul pieței din România astăzi. Trebuie să facă ceva cei care doresc să apeleze la acest serviciu în afară de analize? Mai este o perioadă de pregătire sau tratament? Sau cum da, dacă îmi dați voie să răspund eu. Sigur, pentru semnarea intrauterină și în cazurile, în general, pentru toate cazurile de sterilitate, însemnând aici un cuplu care timp de 2 ani, care timp de o perioadă de un an de zile nu reușește să obțină o sarcină. Deci cam aici ne gândim că ar fi vorba despre un caz de sterilitate. Cu mențiunea că să fie viața sexuală regulată și așa mai departe, contactul neprotejat. Dar după un an de zile, dacă nu se obține o sarcină, atunci pușem practic o grilă de investigație. Se investigează atât partea masculină, să începe cu partea masculină, care este cea mai simplă, să face spermograma, cu mențiunea că trebuie să știm că 50% din cazurile din sterilitate se datorează, sunt de cauză masculină, iar 50% sunt de cauză feminină. Deci cu atât mai mult trebuie să începem cu partea masculină, după care se face niște dozări hormonale, care le facem pentru partea feminină, în anumite zile ale ciclului menstrual. Acolo, dacă e nevoie să facă anumite corecții, următorul punct este de a verifica permeabilitatea trompelor uterine să fie permeabile, câteva analize de culturi din colul uterin pentru a exclude o infecție, iar după toate acestea se poate trece în funcție de rezultatul de la spermogramă, se poate trece la reproducerea umană asistată. Dacă avem o spermogramă în bună sau cu mai puțin bună, dar nu lipsa spermatozoizelor, atunci putem merge pe o seminare intrauterină. Dacă nu avem rezultate sau spermograma este foarte slabă, atunci pasul este de fertilizare in vitro, iar, bineînțeles, spre lipsa spermatozoizelor, procedurile se schimbă complet și vorbim de obținerea unei sarcini cu donator. În funcție de cererea care va exista pentru acest serviciu medical, la bugetul Consiliului Județean vom gândi și un pachet pentru familiile tinere, și anume un fel de subvenție din partea Consiliului Județean pentru familiile care doresc să aibă copii, astfel încât să fie gratuit. Dar în funcție să vedem care va fi adresabilitatea, că nu știm în acest moment. Știm doar că sunt foarte multe cupluri care nu pot avea copii sau care, mă rog, nu pot rămâne, adică nu pot avea o sarcină pe cale naturală. Și atunci trebuie să vedem care este cererea și în funcție de asta vom putea dimensiona o astfel de subvenție. Care este taxa? Taxa, așa cum am stabilit-o, strict pentru această manoperă, este de 600 de lei. Și este fixată în urma unei analize de piață și iară gândindu-ne la posibilitățile celor care vor dori să-și facă această manoperă. Acum, fiecare dintre noi probabil avem cunoscut sau poate chiar în familie sunt cazuri de cupluri care știm că eu personal cunosc un asemenea cuplu care a umblat în Ungaria, în Cehia, în Austria, în Grecia și au cheltuit nici nu vreau să știu câți bani. Am gândit să facem de așa natură încât să fie doar cu acoperirea serviciilor medicale și nimic mai mult.
dacă domnul președinte consideră că e binevenit să gândească un sistem de finanțare din partea Consiliului Județean, noi suntem și mai bucuroși și, așa cum vă spuneam, este probabil cea mai mică taxă din țară. Următoarea taxă vis-a-vis de acest serviciu este în